Meciul demonstrativ de pe Cluj Arena va pune față în față jucători importanți ai echipei naționale a României din mai multe generații și foști componenți ai echipei Galatasaray. Gică Hagi și Gică Popescu vor evolua pentru ambele echipe, la fel și Adrian Ilie, fostul atacant care a jucat 2 ani la formația turcă. O să fie multe nume mari din echipa României, va fi un mix de generații, practic, câțiva jucători din generația lui Gică Hagi, lui Gică Popescu, din generația de aur, cum o știm cu toții. O să fie câțiva jucători din generația Mutu Chivu. În 2000, cu Hagi și Popescu titulari, alături de Claudio Tafarel sau Hakan Şükür, Galatasaray câștiga Cupa UEFA într-o finală cu Arsenal. La echipa engleză jucau, printre alții, David Seaman, Thierry Henry, Patrick Vieira și Dennis Bergkamp. Câștigătoarea s-a decis la loviturile de departajare, acolo unde Gică Popescu a transformat penaltiul decisiv. Ne-a atras foarte mult povestea din jurul acestui meci. Bineînțeles, Gică Hagi, Gică Popescu sunt branduri naționale care întotdeauna vor atrage și de aceea am ales să lucrăm mai îndeaproape cu ei și să fie ei centru acestui eveniment. Cu siguranță povestea de succes pe care Galatasaray a avut alături de ei în anii 2000 a atras foarte mult. Brandul Galatasaray este cunoscut și iubit în România, avem și foarte mulți turci la noi în țară. Sports Festival, cel mai mare eveniment din România dedicat sportului, ajunge în acest an la a 4-a ediție. În 2022, Cluj Arena a găzduit meciul care a marcat retragerea lui Adrian Mutu. Printre invitați s-au regăsit David Trezeghe, Luca Toni, Claude Makelele, Fabio Cannavaro sau Cesare Prandelli.